Gheronda, unde greșesc de mi-apare o piedică atunci când am de gând să priveghez la chilie? Dacă îngăduie Dumnezeu piedica, înseamnă că va ieși ceva mai bun. Dar și atunci când asta se întâmplă mereu? Atunci înseamnă că există mândrie. Geronda, nu-mi dau seama dacă există mândrie. Poți să să-ți dai seama și din felul cum aranjezi lucrurile. Dacă le dai întâietate treburilor și după aceea rugăciunii, dai drepturi ispititorului să-ți aducă piedici. Iar dacă cineva dă mai multă importanță treburilor decât celor duhovnecești, oare asta nu este mândrie? Este mândrie și lipsă de evlavie. Gheronda, ce face ispititorul ca să împiedice pe cineva care se roagă? Ce facem? Află o mie și unu de chipuri. De îndată ce omul începe rugăciunea, poate să-i aducă visare sau să-i răspândească mintea cu imaginații, cu zgomote și altele. Să vezi ce s-a întâmplat când eram la mănăstirea Stomiu. Într-o noapte am mers să mă rog în biserică. Poarta mănăstirii era închisă, iar la ușa bisericii am tras zăvorul. Spre miezul nopții, Tangalachi a început să lovească necontenit în zăvor și nu se mai opream, ca să mă facă să merg să văd cine este. Am intrat în sfântul altar ca să nu aud și acolo, în spatele sfintei mese, lângă cel răstignit, am rămas până dimineață. Crucea lui Hristos are mare putere. Când eram frate începător, Tangalachi mă războia mult. Noaptea, când eram în chilie, îmi bătea continuu la ușă și spunea, pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Deschideam ușa și cu toate că nu vedeam pe nimeni mă cuprindea frica. După aceea nu mai aveam stare. Îmi era cu neputință să mai stau în chilie. Sufeream, plângeam, mă rugam, dar nimic. Ieșeam afară. Într-o seară, după pavecerniță, mă vede afară un proestos al mănăstirii și mă întreabă, Fiule, de ce nu mergi la chiliuța ta? Vezi pe vreun părinte umblând pe afară? Părinții se roagă în chileile lor. Eu am început să plâng și am spus ce mi se întâmplă. Atunci mi-a adus o bucățică de ceară în care era o părticică din Sfânta Cruce și mi-a spus, Fiule, merge acum liniștit la chilia ta. Am intrat în chilie și de îndată ce am închis ușa, am auzit pe cineva spunând cu voce tare, pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, iar când am zis amin, ușa s-a deschis și a intrat un polițist îmbrăcat în toată ținuta sa. Galoanele le purta oblic pe mânecă, așa cum purtau mai de mult polițiștii. A început să strege la mine, Ei, ticălosule, tu care nici călugăr nu ești, pentru ce ai acel lemn? Apoi a început să râdă cu râsul său cel dulce. Striga, dar nu se putea apropia, pentru că aveam cinstitul lemn. Am strigat și eu, Doamne Iisuse Hristoase, și polițistul s-a făcut fum.